fac, mă, coxule, mă. Sunt român, eu? Sunt român? Da. A? Român? Alo. Salutare, fraților, și bine l-am regăsit un vlog. Sunt aici cu Boxul. Box 777777. Și își cumpără o canapea. Își cumpără. Ce? Nene, lasă-ne de an. Nu am dacă problem, dar sunt hier alles frize. Așa. Macht es dann halt im hinteren Teil. Wahrscheinlich auch jetzt. Man kann. Gut zurück auch, ne? Ja, genau. Das sind diese. Ach so. Diese Schnappdinger, ne? Ja. So, man kann die Lehne abmachen. Uitați, fraților, canapeaua, gratis. Ce mișto e. Și de aia e de calitate, grea rău de tot. Se face și pat, se face și cum vreți voi. Și uitați ce bine arată. Ce bine arată, mă, coxule. Ce bine arată. Când vreodată găseai o canapea de asta gratis în România, cu o mânuță dădea, o punea, pune omul și decât să te dea gratis, o pune în grădină la găini și tot nu ți-o dă. Una din asta, dacă ducea, veneau ăștia în România să o ia, da, aducea din Germania, știi? Și-o dădea cu 20 de milioane. Da. Arată și bine, mă, uite. Fraților, nicio... Mi-a și rupt. Ia uite, mă, n-are o zgârietură, o ruptură, nimic. Țiplă. Da, mă, fraților. Aici mobilă pe Germania. Aici să ai unde să le duci, să le pui. Da. Că mobilă găsești. Și perfect. Bă, e grea tare, măi. Să nu-ți ideea de calitate asta. Păi se întinde, se face la 2 se metri. Se întinde, se face, da? Auziți, fraților, se face la coxul. Se scoate să de aici, fac, și iese și cu saltea cu tot. Mamă, coxul. Nu, care șalteaua cu... Barosan! Barosan! A văzut apartamentul lui coxul, e bombă, are de băgat mobilă, are de unde. Am o mobilă de sufragerie în garaj, de well și o bagă acolo. Unde e? În garajul ai? Da. Da, n-am văzut. A, în garajul ăla, închis. Da, da, frate, doar zâmba cox acolo. E că tu pe și-a achiziționat și dacă un canapea mai are una pe acasă, mai e una. Da. Aia, da, vreau să fac gola, cu acolo. Aia, mă, se bagi acolo, da. Da, e bun că se face și pat. Și cam asta e, cu pacul. După, coxul, eu deșir pe aici, trebuie să plece la muncă imediat. Trebuie la să ne grăbim, da? La minijob, da? Da, cât de ceas. A, e timp. Mai ai timp. Hai să mergem să instalăm canapeaua la cu. Să instalăm? Să instalăm, păi zice. Da, e de instalator acolo. Aici avem de instalat acolo. Instalator, bici. Da. Aude, și merțanul lui coxul acolo, tunat, acum așa băga jante pe el, cauciucuri noi. Ia zi, coxule. Da, uite. Ospăvanț. Parfum. Geamuri, fumurii. Când plece în România, ne bagi. Geamuri, fumurii și auzi ce... Nu pun geamuri, fumurii pe aici, că 5-6 6 milioane cred că e bine, ești în România, bă, 4 milioane. Nu știu, la Passat, dar da? Păi e Passatul mai lung, mi se pare, da, care și partea aia la spate. Pe vreo 4 milioane și jumătate. Da, mă, dă bine cu jantele astea. Dă bine. Să le dau să le pui pe mergi. Neagră, frumos. Pe BMW. Pe BMW, nu, mai negată. Le-ai vopsit pe alea? Băi, ce să vopsesc, că... Jertele. Am vopsit etrierii frumos, am făcut ca lumea, da. Ești vii la mine dacă vrei să faci întreabă, să le fac. Mamă, dacă t-a durat. Nu te-a înjurat, Cristina? E, nu, că fata dormea una alta, aveam timp, știi să fac. Pac, pac, ușurel, cu pielea de sârmă, cum trebuie, cu... am făcut. Așa că vii la mine, coxul, dacă vrei să facem... Facem etrier. Facem bestia asta. A te saurii, nu umble, cu... numai gold, numai gold, așa. Sunt că lipești de ei. Da. Da, fraților, uitați-vă aici la cox. Ce vorbim, muzica pe ea, se aude. Are o muzică cu oxul în ea. Boxele de fabrică. Nu-i pus ceva pe ea, subwoofer sau ceva. Bă, oricum, astea sunt tankuri de mașini, frate, astea vechi, așa. Anul ăsta au fost, adică... Da, bă, fraților. Fier forjat. Da. Hai, coxul, nu mai stăm, că ne grăbim, nu? Gata. Și hai, ne vedem. Hai acasă, la coxul. Bun, fraților, și acum... Tocmai ce a plecat coxul. Și tot de aici, în apropiere, mă, să iau o bicicletă. O bicicletă foarte frumoasă, cu 20 de euro, ca să nu mai iau gratis. Costă bani, dar 20 de euro e puțin, nu? Gândiți-vă, în România cât costă o bicicletă să o cumperi. Dar de 6 milioane, 7 milioane. La mâna a doua, minim 4 milioane trebuie să dai pe ea. Să o iei la mâna a doua, da? Facem pe aici dreapta, nu? Da. Hai că revenim de acolo. Mergem să vedem și bicicleta. Dacă e ok, dacă o cumpărăm, dar în poze arată bine și cred că o luăm. Așa că stați aproape să vedeți ce bicicletă iau cu 20 de euro, da?
Și asta este, fraților, bicicleta. Ce spuneți de ea? Tot. Frâne, schimbătoare, funcționează, că am dat acum o tură cu ea. Cauciucuri bune. Merge bine, ce pot să mai zic? 20 de euro, da? Cât vine în România 20 de euro? Hai să zicem maxim 1 milion. 20 de euro la 1 milion să iei o bicicletă de asta. Da, schimbătoare, tot ce trebuie, funcționează cum trebuie. Dinamă aici frumos, cu lumini. Aripi. Asta nu e ruptă, șaua. Tot ce trebuie. Canapeaua lui Cox-ul. Și asta țiplă. Ce mai vrei? Ce poți să mai vrei de la o bicicletă de 20 de euro? Frumoasă, nu? Bun. Hai, revenim. Și am ajuns unde stă Cox-ul acasă. Balconul la mare acolo. Două geamuri imense. Ia să vedem, băgăm și noi aici, lângă mașinuțele lui, BMW-ul și Mercedes-ul. Și Mercedes și BMW are boxul ăsta. Puneți voi dacă nu e barosanea. Cine cântă seara la fereastra mea? Coxule, ești pe terasă, Coxule. Ești pe terasă, Coxule. Să sunăm la ușă. Să sunăm la ușă. Sima. Îmi deschide ușa. Gata. Bun, mă, Coxule, mă, tu-mi deschizi ușa, da. Îmi copor și jos. Ba, da. Hai, deci, bicicleta mi-am tras. Ce achiziție. Ce achiziție, mă, Coxule. Oleu, fata. Hai, să-ți arăt ce achiziție. Zii tu, 20 de euro. 20 de euro, da. 20 de euro, mă, să-i pa, ficioră. Uite, mă, de aici, tu ce belea e. A, uite, mă, cum arată. Dau la frate meu, trimit-o frate meu. Ce coaptă. Ia uite, frate, dar ce zice că o să-i coaptă. Tu vezi ce bestie, mă, suspensii pneumatică sau pneumatică, ce se zice. Nu merge. Nu merge 20 de ore. Îmi dai tu 30 de ore. Uite, mă, lumini, ia uite. Vrei să dai o tură să vezi? Să te cucerească? Dacă dai o tură cu ea, cum merge? Zice Coxul că nu face și adun toate gunoaiele. Ia, ține aici așa filmarea. Să vadă. Hai de nebunule. Hai, mă, un pic, așa. Bă, ce dracu e cărămit de asta? Pentru grei. Oameni pentru... care ne urmăresc. De unde ai ciori de telefonul ăsta? Pe tabelea. Da. Vezi ce bine filmează? Da. Da, dar e greu, mă, dracu. Da? Mai greu ca lumea. Cât de bine merg cu ea. Faci un teme cu ea. Da. Bă, unde ești, mă? Băi, că te ia blițul, te ia blițul, te ia blițul. Bă, dar ce mai nu-ți dacă e bliț pe strada ta, mă, aici? Ce? Are bliț, da, mai blițul pe stradă, nu mai e. Păi, dar eu vin pe partea asta, bă. E un bliț aici. Eu vin pe aici, pe partea asta, așa. Da, mai cutia poștală acolo. Ai văzut? Zâmbește. Da. Ce să mai uitați? Da. Zii, îți dai eu 15 euro. Bă, aripi, tot ce trebuie. Hai, 30 de euro cu tu cu adus acasă. Nu merge o sănăria. Na, nu merge, vezi? Acum, 25. Shimano, am Shimano. Da, nu, e făcătură. Bicicleta e Shimano. Dar asta abții builduri pe ea, nu. Jocuri nu are. Da. Bine, eu duci lui fractu? Da. Câți ani are fractu? Are și el 13 ani acolo. A, merge, merge. E, și cu ce o duci? O pui pe BMW? Gândește, un milion în România, unde găsești o bicicletă? Minim, la mâna doua, în România, 4 milioane. Spuneți voi, fraților, dacă nu am dreptate. Faceți, eu am dus bicicleta acasă de aia, ca lumea. Spuneți voi în comentarii. Coxul. Alo. Vă pe camera aici. Făceam și... Da. Făceam și noi aici un test drive la această bestie. Hai, Coxule, dă-și tu una. Dacă îl ținești pe Coxul, atunci ce să mai? E cea mai șmecheră. Cam moale suspensie. Da, tu ești greu, mă, tu ai 100 de kg. Dar așa o mică. Păi da, mă, tu ești mare, mă, tu ești lung, da. El e mic, mă, ce-i? Pentru el e bună. Merge să-l ridici. Merge, nu? Da, te desfaci de aici. Ia uite cât e ieșit în afară, vei? Da, da, da. Poți să-l ridici. Ne-am găsit jucărie. Să cărăm canapeaua, noi ne-am găsit jucărie aici. Îți dau canapea, nu dai bicicleta. Nu te, mă, de aici, asta nu o dau nici cu 200 de euro, mă, te-ai. Asta o vând la Tecuci acolo cu 6 milioane în piață. Cauciuguri tocite, pe schimbate jantele. Jante duble, nu vezi? Da. Lumini.
față, spate. Proiector. Ce trebuie? Senon. Senzor de ploaie. Senzor de ploaie. Ce mai trebuie? Mișto, mă, ce să mai mă boxele? Hai, băg un gard. Hai. Uite, bag-o pe teras. Acum hai să cărâng canapeaua asta. Bestial. O pun și mecher canapeaua. Bă, pun din spate, spate, mă. Nu știu unde mai bine. Prin spate? Păi cred că prin spate. Hai, prin spate, deschid din spate. Ce faci, hoțule, aici? Ce, Alex Ugaciu? Ia uite ce a scris aici, Dric. Alex Urâtu, Alex Ugaciu, uite. Da, domnul da. Blondu Maviodu, Cristi Motanu, Ion Șmecheru. Ion Șmecheru. Blondu. Ce a scris? Șchec, mă, ce? Unde? Sică, e. Șmecheru ar scrie, dar știi că el n-a făcut la vasul de acolo decât o clasă. Ion Șmecheru. Ba, mă, uitați fațele la lumină, acum, acum se vede bine, ea. Da, da. Ce ai, mă, n-are o pată, n-are nimic, e curat, e astea. Nu, să nu ziceți voi că una alta, e că manevră, că nu știu ce. Uitați-vă aici, pe cameră. Nu cred că s-a futut baba aia pe canapă. 4K. Dar era o babă, da. Da, mă, da, bine, da, și babă, nu, dar și ea a zis că e, e calitate. Calitate. Scapi de ea, calitate. Nu, mă, frate. Ți-am zis, mă, în România nu găsesc, frate, omul decât s-o dea gratis în România. Nu ia găinile pe ea, doar o ducea în coteț acolo. Arată bine. Dacă îmi dă Hana Duba să mă duc în România, iau și una de asta. Să duce acasă? Mhm. Să dă sau e frică să puc cu ea? Păi e frică că nu mai vin înapoi în Germania. Hai, du-o astea și vină. Cum se facem cu astea? Yeah. Păi și asta cum este? Trebuie să iasă undeva sus. Trebuie să ridic asta în sus. Ba nu, trebuie să fie la din firmă. Ce? Este mă, așa. Nu mă, ia. Nu mă, ia. Ia așa. Ia. Uite așa. Da, mergi și tu de acolo. Sabina, ia camera. Ia mă, ia. De aici. Da, mă, da, mă. Da, mă, da, mă. Hai, lasă-mă. Da, mă, e acolo. Auzi, Alex așa nu dormea cu mine, se chinează doar pe canapea. Aia, cum are, nu? Da, mă, mă, dorme, ce capus. Nu mă spate aici. Da, mă, ce merită, ce-i? Cătă geaba. Cât geaba n-ai găsit bombă, canapa. 2 metri. Aveți și pe nu, domnul Fox. Da, mă, se vede cinema, știi? Televizor. Păi eu zic asta să vină pe peretele ăla, știi? Și ai lantă pe partea aia lantă. Și mobila? Nu, o punem în partea aia. Sau o punem acolo, în mijloc. Nu, mergi, mergi, mergi. Ai pus la pereți? Nu, așa. Nu, aer, așa era ăla. L-a pus cine pe ăla, dar l-a pus capul. Păi n-a pus acolo, poate. Ce-le-c-o. Mai avem niște mobilă în garaj de sufragerie, dar s-o urcăm. Da, pe internet acum, rapid. Cât am timp, că după aia, cine urci? Ce? S-o aducem mai de jos. O, unde de acolo? Nu mai e timp, bă. Ia, de aici. Așa. Mamă, dar ce mișto. Ce mișto că e fier, frate, deci ce bine intră. Da, mă, e calitate. Așa, te-ai închis în cuplu. Da, e belea. A, da. Faci și asta. A, și atât, da? Atât, și acum stai ca pe care nu pleci. Bombă. Televizorul frumos acolo. Bun, dar nici amelalte. A, da, mă, deci pe părți, mă, da. Ia. Ia, copilă, să vedem. Ce-a mare. Așa vine, da. Da, s-o poate lua din colț aici, nu poți să ții fix aici. Da, da, da. Mai iubi. Și dacă îți mai cauți, o să ții fiul de mine. Păi da. Doamne, ferește. Doamne, ferește. Și aia? Ce-ai, îmi plac cum ai zis niște. Stai că am dus pe el altul. Ai, ce viață. Ce bancul. Unde? Așa. De ce? Două canapele. Și mai luăm una. Și și pe aia acolo, da, da, da. El zice altfel. El zice să le unge. Să le unge, nu le unge, că nu se vede. Da, da. Și ia mă, copse, stai așa. O, mama mia! Hai, mă, dragă, nu hai, de aici. Hai.
Hai că o să vedem. Hai că bagi la nobile acolo, la mobile. Da, dar nu un pic. Bine. Așa. Așa. Hai. Hai la nobilia, la mobile. Cum să lucrează la nobilia, la mobile acum. Acum îi s-a dat forță. Acum ce are acolo? Bila de găină. Cam așa. Așa. Bun. Și acum? Așa și cealaltă cum aveam. Da. Că? Vrei să o unești, vezi cum se vede? Hai să vedem cum se vede, da? Da, eu nu zic să o unești. Că sunt unele diferite. Că... Hai să vedem. Ori o lăsăm pe aia acolo și o punem pe asta în colțul ăla, dar nu. Cere. Pui, fuți când da. Hai să vedem, hai să vedem. Gata, fraților, ce-am ajuns și eu acasă. V-am mai arătat și vouă activitatea mea de weekend, ce mai fac eu pe acasă când sunt în timpul liber, da? Ați văzut și voi ce-am găsit, ce bicicletă am cumpărat, ce canapea și-o la coxul și activitățile. Activitățile din străinătate, ce se mai întâmplă. Sper să vă placă și aceste vloguri, eu le fac. Le fac și pentru mine ca amintire, le fac și pentru voi să vă mai țin și pe voi la curent, să vedeți și voi ce se întâmplă pe aici, în străinătate și care este viața pe aici, dacă te distrezi. Na, sper să vă placă ce vă arăt, vă arăt câte un pic din toate, și din curiera, și din viața din Germania, și cu mașini, și tot ce fac eu. Așa că stați aici aproape pe acest canal, că o să mai urmeze foarte multe vloguri și informative și mai puțin informative. Așa că mi-a fost Cristi Panainte, Borș, până data viitoare, fraților. Eu vă salut și multă baftă tuturor. Aveți grijă, multă sănătate. Pa!